Anii 1950 și 1960 au fost marcați de zilele de glorie ale experimentelor de psihologie comportamentală în Statele Unite. Dar niciunul dintre acestea nu s-a dovedit mai revelator decât experimentul Milgram, desfășurat între 1961 și 1963, pentru a testa supunerea oarbă față de autoritate. În timpul procesului foarte mediatizat al criminalului de război nazist Adolf Eichmann, în 1961, profesorul de psihologie de la Yale, Stanley Milgram, și-a propus să explice în mod științific psihologia genocidului. El a conceput un experiment prin care participanților li s-a spus de către un bărbat îmbrăcat într-un halat de laborator, pentru a-și afirma poziția de autoritate, că vor face parte dintr-un experiment pentru a testa relația dintre pedeapsă, învățare și memorie. Ei urmau să fie repartizați la întâmplare în rolul de profesor sau de cursant. În calitate de profesor, sarcina lor era de a pune întrebări cursantului și apoi de a-i aplica șocuri electrice tot mai mari dacă greșea răspunsul. În realitate, cursantul era un actor plătit să răspundă conform unui scenariu. Studiul a fost aranjat astfel încât fiecărui participant să îi se atribuie rolul de profesor. Cursantul răspundea în mod intenționat la întrebări în mod incorect, obligându-l astfel pe profesor să administreze niveluri crescânde de pedeapsă. Separat de un perete despărțitor, cursantul protesta, țipa și în cele din urmă tăcea pe măsură ce șocurile deveneau mai puternice. Desigur, șocurile nu erau reale, dar subiecții erau făcuți să creadă că erau. În total, 780 de voluntari au luat parte la experiment, 40 fiind femei. La sosirea la laboratorul de interacțiune de la Yale, profesorul vedea cum cursantul era legat de un scaun și îi se atașau electrozi la brațe. Profesorul și cursantul erau apoi separați, fără a se mai putea vedea unul pe celălalt. Profesorul era așezat în fața unui panou de control care permitea, teoretic, dar nu și practic, administrarea de 30 de niveluri de șocuri de durere, de la 15 la 450 de volți. Pentru ca fiecare profesor să aibă idee despre disconfortul provocat cursantului, îi se administra la început un șoc de 45 de volți. Profesorii au primit o listă de întrebări pe care trebuia să le adreseze cursanților. La fiecare răspuns incorect, cursanții ar fi trebuit să primească un șoc mai intens. De-a lungul experimentului, dacă profesorul ezita să ofere șocul corespunzător, conducătorul experimentului folosea unul dintre cele 4 impulsuri pentru a-și afirma autoritatea. Vă rugăm să continuați. Experimentul necesită ca dumneavoastră să continuați. Este absolut esențial să continuați. Nu aveți altă opțiune decât să continuați. Între timp, actorul care îl întruchipa pe cursant oferea reacții adecvate, de la gemete la urlete și țipete de agonie. La niveluri mai înalte, rugăminți să se oprească, susținând că a suferit un atac de cord, până la tăcerea de moarte. Deși rezultatele au variat de la un participant la altul, un număr îngrijorător de profesori au fost dispuși să continue până la nivelul maxim de tensiune electrică, în ciuda rugăminților cursantului de a se opri și a convingerii că administrau șocuri electrice periculoase, dacă nu chiar fatale. Interesant a fost faptul că 80% dintre cei care au ezitat să continue, după ce au auzit strigătul elevului, au fost totuși dispuși să continue până la nivelul maxim odată ce au fost îndemnați să facă acest lucru de către figura de autoritate. 2/3 dintre subiecți, profesori, au continuat până la 450 de volți și niciun participant nu a refuzat să continue la mai puțin de 300 de volți. Pe baza acestor constatări, Milgram a concluzionat că majoritatea oamenilor obișnuiți sunt dispuși să urmeze ordinele date de oricine pe care îl percep ca fiind o figură de autoritate, chiar până la punctul de a ucide o ființă umană nevinovată, dacă sunt îndemnați să facă acest lucru. Mai mult, el credea că supunerea față de autoritate este înrădăcinată în noi toți, în diferite grade, începând din copilărie.